Sunt venit în orașul Bălți, orașul copilăriei mele. Aici, pentru prima dată, m-am dus la teatru, la întâlnire, la cinematograf și am urcat pe scenă. Aici au trecut unii din cei mai frumoși ani ai mei. Ulița Mira din orașul Bălți, acolo unde m-am născut eu și acolo unde m-aș întoarce de fiecare dată. Ador enorm de mult această stradă și vreau să vă spun că deseori o văd în vise. Și unul din visele mele ar fi ca să prefac această minunată stradă într-o stradă pietonală muzeu, cu aceste minunate mici căsuțe și să vină lumea să o viziteze, să vadă cât e de frumos să trăiești sub poalele păduricii. De fapt, aici au trecut primii mei 7 ani de viață, aici mi-am găsit primii prieteni și de aici am plecat la școală. Orașul Bălți are 2 parcuri mari și frumoase, cel din centru și acest parc, Parcul Victoriei, mi se pare, se numește acum. Cel din centru îl cunoaște toată lumea își plimbă copiii acolo. Mie îmi place aici, pentru că aici a trecut copilăria mea. Aici am învățat să merg pe bicicletă, da, am căzut jos de pe această bicicletă și mi-am julit genunchii. Aici cândva a crescut un prun sălbatic, acum e tăiat. Oh, de câte ori am căzut de pe acest prun, de câte ori mi-am uitat sandaletele sub el. Troleibusul numărul 2, parfumul acestor flori mă readuc în amintirile mele de la școală, în primele mele amintiri, aici la liceul Mihai Eminescu, sau pe atunci era școala numărul 1. Anume, în această ogradă, pentru prima dată am ieșit la careul școlar și am cântat în Moldova, pe coline vezi, li vezi și vii, și pentru prima dată am uitat cuvintele. Ceea ce, de fapt, mi se repetă foarte des și cred că de atunci m-am învățat să ies din încurcătură. Biserica Sfânta Parascheva, una deosebită pentru familia mea. Cândva a fost planetariul orășănesc și 20, 30, 40 de ani în urmă nici nu îmi închipuiam cum o să se schimbe istoria acestei țări, istoria mea și istoria acestui oraș. Iubesc Bălțul meu, iubesc Moldova.